Hai cu trezirea. Trebuie să mă schimb. Da, mă, și a venit ăsta la mine. Hai să batem, bă! 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 Nu vrei să... Nu vă salută să... orașilor! Nu vrei, mă, nu vrei, mă, să apari în vlog? Ba, bă, în vlogul tău. Vlogul tău. Da. Nu, bun. M-a făcut frumos. Da. Hai să mergem la treabă. Hai! Zice lumea că sunt cam eu că sunt roșu complet, a? Așa, cu aroganță de noastră. Moș Crăciun, CGF complet. Unde-i parcat, mă, mașina? Unde-i parcat mașina? În dreapta aici. În dreapta aici, facem reclamă. Am că, uite, loc de parcare, uite, în București cad clădirile pe noi. Frate meu, am găsit loc de parcare, zis că era... Ce mașină ai, mă? Ce mașină ai? Un Volkswagen Passat Ciceu. Să moară, baby, de nu era să-mi cadă în cap, uite-te și tu. Uite-te și tu, de nu era să-mi cadă. Vorbeam ce de clădiri. Era, bă, o frunză, dar mă mori. Vorbeam de clădiri și era să-mi cadă zăpadă. Bă! Gata, mă, ne-am urcat în mașină! Maluma, baby! Român adevărat în mașină trebuie să aibă de alea de credință. Asta n-are, se pare. N-am, de ce n-ai, mă? Încă nu-s destul de credință. Eu cred în CGF! V-am spus unde mergem la ora asta. Da. Zi-mă unde mergem. Unde mergem? Mergem acum să ne designerim. Mergem să ne înțolim. Mergem să ne îmbrăcăm de Paște. Mergem să ne înțolim. Da, avem un am un eveniment foarte important astăzi și sunt super mega prins cu treaba asta. Parca bine bolidul și mergem cu Ștefanul nostru aici, fraților. Mă duce pe scări. Pe scările astea trebuie să facem carot. Da. Ceva unde ăsta nu știu cum se numește. Suntem undeva lângă Samplața. Undeva lângă Samplața. Hai la cumpărături. A venit să mă îmbraci de la chinezi. Nu, chinezii sunt partea. A, sunt partea, ok, ok. Nu mă bage la sac. Suntem în plața. Samplața. În Samplața. Da, așa că și căutăm. Căutăm, fiți atenți, căutăm. Am cumpărat, uite. Arată-mă pungile, mă, pungile. Da. Am făcut cumpărături, dar am pungi de astea chinezești. Și căutăm bancomat că nu putem să plătim cu cardul, că ăștia vor cash. Am umblat 10 minute să căutăm un bancomat în plața. Bravo, România! Suntem de vreo 2 ore. De 2 ore ne chinuim să căutăm un sacou. Am cumpărat toată garderoba și nu găsim un sacou medic. De ce nu se mai îmbracă un simplu? Am uitat să menționez că am venit la KFC aici să mâncăm. Hai să dăm și un outfit check. Tăurașule! Cam ăsta este outfitul meu din această seară pentru evenimentul la care voi merge. Ia să vedem, de câți bani ești îmbrăcat, frate? De câți bani? Nu mai trebuie să mai spunem de câți bani sunt îmbrăcat, pentru că dacă spune de câți bani sunt îmbrăcat, pe urmă... Mamă, stai așa și din unghiul ăsta să te prind așa, ia vezi. Vrei să mă iei așa bine, nu? De jos în sus, de astea. Ia da? Vezi, mă, nebunul. George CGF la alt nivel, nu? Un viitor om de afaceri trebuie să se pregătească, știi, de astfel de evenimente. Taci, mă! Gata, fraților, am ajuns. Suntem aici de la Ambasador. Locație frumoasă. Hai să vă iau înăuntru, să vedem ce se mai întâmplă. Uite ce pian frumos avem. Fetele se pregătesc pentru intrarea pe scenă, da? Vreau să-mi spui dacă ai emoții. Ai emoții? Da, foarte mare emoții. Uite, okay. Mă, tu sunt aici, de nu mai știu nici ce cum e. Dacă mă întreb repede cum mă cheamă, nu știu, că sunt donate la Versace. Totul va fi bine. Mulțumesc! Vreau să vă arăt cele mai frumoase mirese pe care le avem aici. Ia uitați-vă și voi. Ce rochie drăguță. Ce pot să vrei mai mult de atât? Începem cu prima. Uitați ce design frumos. Unic, unic. Doar la Sonia Trifan, da? Și fiți atenți aici, da? Și la cealaltă. Le iau pe amândoi. Eu o să plec acasă cu amândoi, da? Deci? O să fii mai aproape. Ia uitați-vă ce design frumos e aici. Super, da? Deci, fete frumoase, rochii frumoase. Și show frumos, da, abia așteptăm să vedem cum va fi show-ul.
Uitați-vă și vă ce fete frumoase avem aici. Una mai frumoasă decât cealaltă, bineînțeles, da. Fetelor, aveți emoții? Nu, deloc. Mamă, deci aveți deja experiență, da? Super, super. Se pregătesc fetele pentru prezentare. Și vom vedea acum ceva frumos, inedit. După cum puteți vedea, este efectiv nebunie aici. Toată lumea face, se machiază, se pardează, se pregătește pentru absolut orice. Nebunie totală. După cum ați putut vedea, fetele s-au descurcat foarte bine. Bineînțeles, ținuta a fost adecvată. O avem aici, da, pe creatoarea care s-a descurcat extraordinar. După foarte multe emoții, după o zi plină de pregătiri și de muncă, s-a terminat prezentarea noastră. Eu zic, ești mulțumită, nu? Sunt foarte mulțumită. Bine că nu a căzut nimeni pe scenă. Super. Bine că nu și-a rupt nimeni niciun top, niciun picior. Super. Și bineînțeles, bine că George a fost astăzi alături de noi. Fără tine nu s-ar fi ținut prezentare. Da. Și cam asta a fost, fraților, pe seara de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe. Pa, 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 pa.